În această lună, în ziua 22-a, pomenirea Sfintei Marii Mucenițe Anastasia Romana, izbăvitoarea de otravă. Sfânta și prea viteaza Mucenița Anastasia a trăit în Roma, pe vremea împăratului Dioclețian. Era fiica unui elin cu numele Prepexastu și al unei creștine cu numele Fausta. A învățat credința creștină de la mama ei, iar Sfintele Scripturi de la un bărbat insuflat de Dumnezeu și binecredincios cu numele Hrisogon. Părinții au măritat-o cu un elin numit Publie. Din pricina necredinței lui, Sfânta se purta cu el fără dragoste. Se prefăcea totdeauna bolnavă ca să nu aibă nicio legătură cu el. Se îmbrăca cu haine proaste și sărăcăcioase, stătea de vorbă numai cu femei nevoiașe, slujea pe ascuns pe cei ce pătimeau pentru Hristos, intra în închisorile în care se aflau, le spăla și le ungea rănile cu un de lemn și le dădea hrana potrivită, însoțită fiind totdeauna de o slujitoare. Pentru toate aceste fapte, întâi a fost închisă de soțul ei, că îi știa faptele. S-a întâmplat însă ca soțul ei să se nece într-o furtună pe mare. Rămasă liberă, Anastasia a împărțit toate averile ei săracilor. După aceea, fără să se mai teamă, slujea celor ce pătimeau pentru Hristos. Pe cei care mureau, îi lua și îi îngropa cu cinste. A îndemnat pe mulți la mucenicie. A fost prinsă, supusă la chinuri de mulți ighemoni, împreună cu alte femei. În timpul chinurilor și-a luat cununa muceniciei. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Hrisogon. Sfântul Mucenic Hrisogon a trăit pe vremea împăratului Dioclețian și era din marea cetate a Romei. Era bărbat bine credincios și temător de Dumnezeu. A învățat pe Sfânta Anastasia și credința în Hristos și Sfintele Scripturi. Când s-a pornit prigoana împotriva creștinilor, a fost prins și aruncat în închisoare. Sfânta Anastasia a scris Sfântului Hrisogon în închisoare să se roage pentru ea, ca soțul ei să se facă creștin și să se întoarcă creștin din călătoria pe care o făcea. Dar Dumnezeu a găsit cu cale în înțelepciunea lui cea mare ca soțul ei să nu se mai întoarcă, pierind în valurile mării. Pe când Dioclețian se afla în Nicomedia, a scris la Roma ca să fie omorâți toți creștinii, iar pe Hrisogon să-l aducă legat în Nicomedia, unde i s-a tăiat capul și s-a suit purtător de cununi în ceruri. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Teodota și a fiilor ei. Sfânta Muceniță Teodota era din Niceea Bitiniei. Auzind de faptele mari ale Sfintei Anastasia, s-a dus la ea și petrecea împreună cu ea cu cei trei copii ai ei. Mai înainte, Teodota fusese cerută în căsătorie de un oarecare ighemon Levcadie, dar n-a primit. Vrând să scape de el, i-a spus să mai aștepte puțin și va face pe voie. Ighemonul a așteptat. Ea și-a dat averea la săraci și slujea sfinților în închisori. Când împăratul Dioclețian a auzit că toate închisorile sunt pline de creștini, a poruncit ca toți într-o singură noapte să fie uciși, unii de foc, alții de apă, alții de sabie. Atunci Levcadie a dat pe Sfânta Teodota și pe copiii ei lui Nichite, ighemonul Bitiniei, ca să o cerceteze. Nichitie, înfruntat de Evod, copilul cel mai mare al ei, s-a înfuriat, a pus de a aprins un cuptor mare și a poruncit să fie aruncați în el Teodota și cu fiii ei. Și așa s-au săvârșit și s-au înfățișat, purtători de cununi, stăpânului Dumnezeu, bucurându-se de fericirea cea veșnică și neîmbătrânită. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Zoil, tot în această zi, pomenirea deschiderii ușilor Marii Biserici a lui Dumnezeu, tot în această zi, pomenirea alergării luminilor în jurul Bisericii lui Dumnezeu. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.